USR a adresat o scrisoare comisarului european Dunia Mijatovici pentru a o informa cu privire la gravele abuzuri petrecute în centre sociale din România sub privirea complice autorităților. Pe zi ce trece, aflăm cum autoritățile știau de luni bune situația dramatică a bătrânilor din azile și nu au mișcat un deget. Cu toate acestea, Firea, Budăi, Rafila și alți responsabili politic sunt bine mersi în continuare. În fața eșecului generalizat al instituțiilor statului român și a încercării disperate a PSD-PNL de a acoperi pe vinovați, ne-am adresat Comisarului pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, exprimând nevoia unui raport independent de monitorizare. Nu vom renunța să luptăm pentru aflarea adevărului până la capăt și vom face totul pentru ca astfel de drame să nu se mai întâmple în România, a transmis printr-un comunicat de presă Cătălin Drulă, președintele USR. În scrisoarea adresată Comisarului pentru Drepturile Omului, USR informează asupra abuzurilor groaznice la care au fost supuși bătrânii din centrele sociale din Ilfov, abuzuri documentate și prezentate de societatea civilă și de presă, care au relevat amploarea neregulilor și încălcările repetate ale drepturilor omului, dar și rețeaua unor presupuse complicități cu politicieni aflați în funcții cheie, membri ai guvernului, ai autorităților centrale și locale, cu atribuții în domeniu. USR îi cere comisarului Dunia Mijatovici să facă o vizită în România, pentru a putea vedea situația reală și a discuta cu actorii relevați, jurnaliști, reprezentanții societății civile și ai instituțiilor responsabile, dar și beneficiari din centrele sociale.